cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mor. Bună dimineața, oameni buni! După o pauză destul de lungă, iată-ne din nou în direct aici pe știri din Neamț, Mesagerul de Neamț. Pauza a fost luată din două motive, odată pe motiv de protecție a celor care sunt alături de mine aici în emisiune, pe de altă parte și datorită unui accident casnic, ca să spun așa, care a făcut indisponibilă deplasarea uneia dintre persoanele care trebuiau să vină la emisiune să asigure, ca să spunem, miza în plasul. Una peste alta, începem, că nu se poate altfel, să vorbim tot despre această nenorocire care ne-a lovit, pandemia de coronavirus. I-au schimbat și numele acum, probabil, ca să ne deruteze, dar nu mai contează foarte tare lucrul acesta. Ieri, nu știu dacă ați văzut, a fost Ziua Sănătății, sărbătorită în lume. Ziua Sănătății, care de data asta s-a transformat într-un, să-i spunem, omagiu adus celor care luptă în prima linie împotriva epidemiei. Sunt foarte multe lucruri de spus, foarte multe subiecte de ridicat și discutat. Aș vrea doar pentru început să vă spun că situația nu este deloc simplă și ușoară, așa cum câteodată unii încearcă să inducă. Sunt toate lucrurile sub control, facem totul așa cum trebuie, suntem pregătiți, suntem dotați, suntem, mă rog. Pe de altă parte, nici nu trebuie să gândim extrem de catastrofic dacă ne raportăm la lucrurile care se întâmplă la noi în România, vis-a-vis de restul Europei, sau la noi în Neamț, vis-a-vis de restul României. O să spună lumea, de aici nebun, suntem pe locul 3 în țară la număr de persoane pozitive în urma testelor. Da, suntem pe locul 3 în țară, dar trebuie să țineți cont de un lucru, că de câteva zile bune a crescut numărul de teste care se fac. Și din cauza aceasta, cu cât sunt mai multe teste, cu atâta rezultate vor fi mai multe, este logic. Și este bine ca să găsim, în principal, pe lângă cei care sunt bolnavi și au simptome și care automat aproape ajung să fie consultați, testați, este foarte bine să îi găsim pe cei asimptomatici, pentru că ei reprezintă un pericol real de transmitere a virusului. De aceea aceste testări sunt bune din acest punct de vedere. Dar până una alta, să ne referim un pic și la ceea ce se chema ieri Ziua Sănătății. De Ziua Sănătății au venit mesaje din mai multe direcții care arată cum este văzut în acest moment fenomenul. De exemplu, dinspre spital, doamna doctor Gabriela Bercea, într-un mesaj sincer și cu foarte multă, cum să spunem, tușă personală, transmite mulțumiri tuturor cadrelor medicale din Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Deci, din partea tuturor cadrelor, către cei care au ajutat. Și ea vorbește despre medici, farmaciști, asistenți, infirmieri, brigadieri, dezinfectatori, muncitori, personal, teță. Le mulțumește pentru activitatea depusă, după aceea le mulțumește celor care au ajutat spitalul. Și vreau să le mulțumesc tuturor, spune ea, în numele meu și al întregului colectiv, celor de la Vivid,
Dolinex, aici facem o paranteză, patronul celor de la Dolinex, domnul Capitanu, este unul din cei mai activi pe această zonă și în grupul Vivid și peste tot. Asociația Culiță Tărăță, care a făcut donații foarte mari, e vorba de milioane de lei noi, deci milioane de lei noi, grupul de firme TC împreună cu asociația au făcut donații foarte mari. Banca Transilvania, ISU, EMA, ESA, persoane fizice care își păstrează anonimatul și tuturor celor mulți care s-au implicat. În momentul în când spui Vivid, spui foarte multe entități care s-au alăturat acestui curent, care chiar s-a implicat și a dat un exemplu de organizare în vreme de criză. Au donat foarte mulți acolo și poate într-o zi o să facem și o să publicăm și această listă când o să o avem în totalitate. Mulți dintre ei, de exemplu, nu vor să știe că s-a donat. Și vă spun, farmaciile Ardealul au donat măști și la Bicat și la Piatra Neamț. Nu vor să se discute nici valoarea, nici numărul de măști. Comesu a donat o sumă prin Vivid. Sunt foarte multe, foarte multe entități care s-au implicat în acest lucru. Acestea sunt, ca să spunem așa, aspectele pozitive ale lucrurilor. De exemplu, ieri, de Ziua Sănătății, au donat chiar și medicii și dacă o să reușesc să luăm legătura, aș vrea... Uitați, am și reușit să iau legătura. Bună dimineața, domnul doctor! Bună dimineața și respectele mele, ce faceți? În emisiune în direct, domnul doctor, suntem la cafeaua de dimineață. Stăm de vorbă cu președintele Colegiului Medicilor, domnul doctor Iosef Chiozechi. Domnul doctor, de Ziua Sănătății, ieri, Colegiul Medicilor a făcut un gest pe care am semnalat în publicațiile noastre. V-aș ruga să ne spuneți pentru început despre ce este vorba și după aceea să discutăm și alte aspecte. Coincidența a fost ca, din păcate, cu această triste evenimente am încercat să contribuim și noi la efortul care toată lumea îl depune și în același timp a fost un mesaj și către cei care poate mai reușesc să îndulcească situația noastră din punct de vedere financiar și sunt convins, pentru că aici la noi sunt oameni de suflet și am convingerea, cum vă ziceam, că vor încerca și ei să ajute pe cei care au nevoie și să depășim acest moment critic prin care trece națiunea la ora actuală. Deci, practic, e puțin, da. Poate, dar este important pentru fiecare leu, este foarte important. Spuneți ce ați donat, domnul doctor. Ce spune? Ce se întâmplă? Noi, la nivelul colegiului, ne avem acea cotizație lunară, din care o parte o virăm Colegiului Național și o parte ne rămâne nouă pentru diverse acțiuni care le mai facem noi în zonă, pentru problemele acestea de organizare de colegiu și așa mai departe. Ei, bineînțeles că nu numai noi, deci noi am donat 30.000 de lei. Am stat de vorbă cu cei din biroul executiv al colegiului, nu am luat lotăria de unul singur, ci am vrut să am și acceptul lor și am stabilit că pentru Piatra Neamț vom dona 20.000 de lei, iar pentru Roman 10.000 de lei. Bineînțeles că și ei au primit, mă rog, cu bucurie, dacă se poate numi în perioada asta bucurie, ceea ce se întâmplă, dar este acceptat, a fost acceptat și bineînțeles că am demarat tot transferul ăsta în conturile spitalului pentru a porni cât mai repede. Mare, noi am vrea să protejăm, să facem evaluarea colegilor noștri medici, în primul rând, în ceea ce privește gradul de contaminare sau contaminare a lor și în același timp, bineînțeles că și pentru ceilalți. Ceea ce pot să vă spun este că în paralel cu noi au pornit și alte organizații profesionale, cum este Asociația acestor asistenților și moașelor, Ordinul, de fapt, acesta, asistenților și moașilor, și am discutat și cu domnul Puiu Sârbu, care, de asemenea,
încearcă să ofere echipament de protecție colegilor lui. Bine. Este un gest care, în fine, nu vreau să impresionăm noi, dar poate că e un bobârnac și pentru alții care, vă ziceam înainte, că sunt dispuși să ajute corpul medical și nu numai. Acum să știți, domnul doctor, că s-a creat totuși un curent de opinie în județul Neamț, în Piatra Neamț. Sunt aceste asociații, sunt persoane fizice, sunt societăți comerciale care au pus mai presus de alte lucruri tocmai acest ajutor adresat spitalului și pacienților, medicilor, tuturor. Domnul doctor, ce vreau să vă întreb în calitate de președinte al Colegiului Medicilor? Dacă ar fi acum să analizăm, după iată, aproape acuș e o lună de zile de la declararea stării de urgență. Dumneavoastră, ca președinte al Colegiului Medicilor, sunteți mulțumit de modul în care au fost, ca să spun eu așa, managerizate lucrurile în Neamț? Sincer să fiu, nu. De ce spun asta? Nu vreau să mă implic în alte aspecte ale vieții noastre. Discutăm politic aici. Pe mine mă interesează actul administrativ. Vis-a-vis de... Eu am o părere. E o vorbă. Ci că dă-i cezarului ceea cezarului. Ce vreau să spun cu asta? Adică până la urmă noi, corpul medical, suntem profesioniști. Suntem cei care suntem sensibilizați și informați cu aspectele medicale. Fiecare în domeniul lui pe specialitate. Cred că trebuia să ne se ceară și nouă părerea, fiindcă poate că reușeam să conturăm mai bine această luptă până la urmă cu pagostea asta care a dat peste noi. Am înțeles. De ce? Pentru că avem informația medicală și poate știam mai bine unde trebuie acționat. Bun. Unde nu s-a acționat cum trebuie, domnul doctor? După părerea dumneavoastră. Da, eu cred că nu. Unde nu s-a acționat cu... Păi, vreți să vă spun, dar nu aș vrea să supăr pe nimeni. Asta este o părere profesională și, cum ziceați dumneavoastră de la început, fără impactul politic. Exact, da? Exact. Adică cu cărțile pe față. Exact. În primul rând că Spitalul Județean Piatra Neamț este un spital de mare performanță profesională. Aici sunt niște proceduri medicale care se aplică și care nu se aplică în altă parte, nu prin faptul că nu sunt medicii pregătiți, poate prin dotare, poate prin faptul că cei care aveau dotarea s-au perfecționat în așa au și folosi. Și vă dau câteva exemple. De exemplu, tromboliza. În accidentele vasculare cerebrale. E un procedeu care este modern. Spitalul nostru și nu printre multele spitale din țară l-a asimilat și se practică. Ce înseamnă asta? Ca să înțeleagă cei care ne ascultă. Un bolnav care este cu un accident vascular cerebral, mă rog, dus normal în spital, în regim de urgență, se aplică această procedură care înseamnă injectarea unor medicamente. Recuperarea este în proporție de 100%. Ce înseamnă dacă nu s-ar proceda așa, la modul acesta? Ar însemna că acel pacient ar putea să fie infirm pentru toată viața. Cu paralizie, cu tulburări de vorbire sau mai știu ce alte tulburări din domeniul neurologic. Plus că este celălalt aspect. Angajarea, să zicem, a unui însoțitor care să fie în permanență cu el și să-l deservească, care înseamnă cheltuială de bani. Pe de altă parte, noi avem compartimentul de chirurgie vasculară, care romanul nu-l are, că de roman e vorba în cazul nostru până la urmă, nu? Da. Avem medic care în accidentele embolice, deci ce înseamnă asta, un cheag pornește de undeva din cord și ajunge în periferie. Ei, dacă nu se scoate în termen de 6 ore, pacientul acela poate să ajungă la amputație de membru pelvin. Depinde de nivelul la care se oprește cheagul. În cazul în care se acționează eficient în primele 6 ore, pacientul poate să rămână cu membrul care a fost, să zicem, cu embolia. Deci sunt niște rezultate profesionale. Deci, domnul doctor, dumneavoastră spuneți așa, ce înțeleg eu, ca să explicăm. Faptul că Spitalul din Piatra Neamț a fost ales ca spital pentru tratamentul COVID, pune probleme la nivel județean
în tratamentul altor boli care puteau fi asigurate la Spitalul Piatra Neamț și care acum nu mai pot fi asigurate în aceleași condiții. E un segment descoperit, domnule Bănănescu. Asta vreți să ne spuneți? Și că... De ce? Pentru că acum nu că vreau eu să mă erizez în sfătuitorul nemaipomenit, dar nu eu. Dar până la urmă, Colegiul Medicilor, ca de atribuții profesionale, este garantul calității actului medical. M-auziți? Eu vă aud și vă urmăresc. Alo? Din moment ce, pur și simplu, noi știm foarte bine și sub aspectul profesional, noi avem evidențele tuturor colegilor noștri în ceea ce privește perfecționarea în anumite domenii și puteam să oferim niște informații celor care eventual le cereau, în care puteam să le motivăm părerea noastră. Și cred că era bine. Am înțeles. Eu cred că da. Deci, mai ales că inițial... Astăzi, după amiaza, era romanul trecut pe listă și a doua zi a fost schimbat. Păi tocmai, eu nu știu ce s-a întâmplat și pentru mine a fost o taină. Da, adică noi n-am mers acolo ca să facem doar figurație, să apărăm în pozele locale. Am mers ca să ne spunem punctul de vedere. Am înțeles. A venit și domnul Sârbu Puiu, care reprezintă până la urmă 4.000 de asistenți din județ, nu? Și el trebuia să știe cam ce se întâmplă. Ei, surpriza mare a fost și neplăcută, că a doua zi am văzut în presă că pur și simplu romanul era desemnat ca spital județean de urgență, nu? Am înțeles. Vă mulțumesc tare mult, domnul doctor, și sper să ne mai auzim la emisiuni. Pe ecoul care va fi în urma acestei emisiuni și faptul că probabil că vom fi întrebați și noi în anumite momente. Să sperăm că da, pentru că se uită foarte mulți dintre cei care ar trebui să ia decizii în acest moment la emisiune, pe unii și văd că se uită. Vă mulțumesc, vă doresc mult sănătate. Dacă e nevoie, vă stau la dispoziție oricând. Vă doresc cele bune, sănătate, numai bine. La dumneavoastră și celor care ne ascultă. La revedere. La revedere. A fost domnul dr. Chiozichi, care a venit cu această completare, pe lângă faptul că cei de la Colegiul Medicilor au făcut o donație, plus cei de la celelalte structuri sindicale, profesionale sindicale, au făcut și ei donații, a ridicat și această problemă a faptului că s-a ales ca spital pentru tratamentul COVID-19 Piatra Neamțul Roman în momentul din cauză că la Piatra Neamț ar fi fost niște servicii medicale care nu se pot asigura în acest moment în altă parte din județ. Apropo de acest lucru, vreau să vă spun un fapt care ieri mi s-a părut inimaginabil. Acum îl înțeleg foarte bine. Eram în redacție și în jurul orei 9 a sunat cineva, dacă nu mă înșel, de la Cândești. Sper să nu mă înșel. O doamnă. Alo, cabinetul domnului doctor Cutare? Nu dăm nume aici. Nu, doamnă, a sunat la ziar. După 2 minute a sunat din nou. Cabinetul, spuneți, doamnă, cu ce vă putem ajuta. Știți, soțul meu a fost operat de domn doctor de 2 ori și acum i s-a infectat piciorul. Eu ce fac cu el, unde îl duc? Că vreau să-l aduc la Piatra Neamț. Îi spun, doamnă, vedeți că la Piatra Neamț spitalul... Femeia era clar disperată și nu așa. Zic, vorbiți cu doctorul de familie să vă îndrume la un spital. Păi sunt la doctorul de familie acum. Și mi-a zis să sun la doctor. Sunt lucruri greu de imaginat. Eu nu știu în ce măsură femeia respectivă chiar era la doctor, chiar transmitea că era disperată, e clar că era disperată, dar am zis, sunt lucruri care în momentul acesta pentru unii sunt neclare. Aceste lucruri țin de modul în care sunt organizate, ca să spun așa, circuitele. La ce mă refer? Am încercat într-o emisiune cu doamna Marcoci să explicăm ce se întâmplă cu tratamentul celorlalte boli, nu numai cu COVID. Ea a spus atunci pe post niște lucruri, dar aș vrea, dacă se poate și dacă reușesc, să vedem cum au fost informați și cum reacționează la această criză medicii de familie. Dar mai mult decât atât, aș vrea să văd cum sunt și ei protejați, dacă au fost ajutați să poată
funcționa cum trebuie. O să încercăm să luăm legătura cu doamna doctor Mihaela Carmen Covrig, dacă reușim. Alo! Bună dimineața, doamna doctor! Bună dimineața! Cafeaua de dimineață, Valentin Bălănescu, mesagerul de neam. Bună dimineața, domnul Bălănescu, toată stima, da? Da. Doamna doctor... Beau și eu cafeaua acum, da, spuneți. O bem împreună și cu telespectatorii noștri. Ce rugăminte avem la dumneavoastră? Reprezentați o asociație profesională, deci medicii de familie, care, cel puțin la nivelul teoretic, au un rol extrem de important în acest moment. Ați subliniat foarte bine. Cel puțin la nivel teoretic. Și vreau să ne lămurim real la care se pot implica în acest moment medicii de familie, dacă ei au fost, ca și colegilor, că tot vorbeam de Ziua Sănătății ieri, ajutați în vreun fel cu materiale de protecție și cum funcționează circuitele astea acum, că nu mai înțeleg nimica. Un bolnav ar trebui să se adreseze cui prima dată, după aceea cum sunt ei trimiși, cine face această selecție a bolnavilor spre spitalele din județ. Vă rog, doamna doctor. Am să o iau cu începutul. Deci, rolul medicului de familie, care, cel puțin teoretic, în toate momentele, nu numai în momentele de criză, ar trebui să fie practic cel mai important, pentru că, de fapt, este nucleul unui grup de specialiști care se intersectează și este cel care știe tot despre pacient. Pentru că este foarte simplu să tratezi o singură boală, niște simptome, dar bolnavul este unic, nu este același. Boala nu există doar ca o definiție într-o carte cu tratamente, dar fiecare pacient este special și este unic. Ăsta este motivul pentru care medicul de familie, care vede holistic tot ce se întâmplă despre pacient, știe antecedentele, știe de unde vine, știe cum trăiește, cu ce trăiește și dacă are cu ce trăi. În aceste condiții, medicul de familie este cel care poate să comunice cu medicul de altă specialitate foarte bine. Asta în general vorbind. În al doilea punct de vedere, în momentul de față, tot teoretic medicul de familie ar trebui să fie unul dintre pionii principali, pentru simplu motiv că el este cel care, așa cum ați spus și dumneavoastră, trebuie să înțeleagă ce se întâmplă și cu pacientul și să-l îndrume unde trebuie. Asta numai teoretic. De ce numai teoretic? Pentru că ordinele și explicațiile care se dau prin tot felul de hârtii, atât la nivelul mass media, cât și la nivelul nostru, deci ceea ce primim noi, sunt absolut niște culturi de stuf în care nu înțelegem nimic. Deci totul este, ne ascundem după cuvinte, încercăm să facem ceva, dar este o dezorganizare totală, cel puțin la nivelul pe care îl pricep eu și îl percep eu. În al treilea rând, pacientul trebuie să vină la medicul de familie, să vină cu încredere, o încredere pe care nu mai are de foarte multă vreme, pentru că am reușit să fim transformați în niște hârțogari, iar noi suntem medici și suntem oameni cu o pregătire foarte bună. Deci, foarte simplu, primele semne pe care le are un pacient sau dacă are bănuiala că a fost într-un mediu epidemiologic, adică s-a întâlnit sau a fost în contact cu o persoană despre care a auzit că ar fi infectată cu acest virus, corona-19, și poate să facă boala sau, mă rog, este suspect cel cu care s-a întâlnit, primul om cu care ia contact este medicul de familie. De asta avem această medicină. La medicul de familie și spune ce și cum. Acesta, la rândul lui, va fi cel care va îndruma. Într-adevăr, nu sunt teste pentru toată lumea, nu sunt teste nici pentru personalul sanitar care intră direct în contact cu acești pacienți, cu atât mai puțin pentru noi care intrăm și mai tare în contact cu ei, pentru că noi nu știm nimic de ei
când vin. Și vin cum vin, fără măști, fără... intră direct în cabinete, strănută, educația este destul de slabă, nu-și pun mâna la gură când strănută sau când tușesc, în sfârșit. Dar cu medicul de familie iau contact, medicului de familie îi spun ceea ce simt, medicul de familie spune ce are de făcut. Nu pornesc direct să facă teste pentru depistarea acestui virus, nu. Se așteaptă, se stă, autoizolează fiecare dintre pacienții respectivi și comunică în fiecare zi cu medicul. Se transmit niște parametri, starea de sănătate, simptome, dacă au sau dacă nu au, și termometrizarea. Termometrizarea este dimineață și seara. Preferabil să noteze pe niște caietele și în fiecare zi se vorbește cu medicul de familie. În momentul în care apare ceva care, din punctul de vedere al medicului de familie, reprezintă un pericol, în acel moment el este cel care hotărăște. Se pleacă spre spital sau nu. Doamna doctor, eu vreau să vă rog și altceva. Ce se întâmplă cu celelalte boli? Deci, cine face, cum să spun eu, triajul bolnavilor să-i trimită la un spital sau altul? Ați primit niște îndrumări de la DSP? Unde trimiteți bolnavii? De exemplu, spunea domnul doctor Chiozichi despre bolnavi în anumite boli, cu anumite boli specifice. A făcut un AVC sau altceva. Noi nu avem date de la DSP, nu ne-a trimis nimeni să ne spună, domnule, trimite sau nu trimite într-un anume spital sau altul. Nu, sub nicio formă și nu vreau să vorbesc pe surse sau din auzite, nici într-un caz. Am să vă spun direct, în condițiile în care medicul de familie se duce și vede pacientul, că poate să-l vadă, fie că este adus la cabinet, fie că se face telemedicină, fie că efectiv medicul de familie își asumă riscul și se duce să vadă la domiciliu ceea ce este cu pacientul, pacientul va fi îndrumat acolo unde trebuie. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că noi suntem de foarte multe ori puși în situația în care ni se pune, cum să vă spun, se bate cu pumnul în masă, dați-mi bilet. Deci asta este o situație aproape, cum să vă spun, generalizată la nivel de țară și toți colegii mei se plâng de această treabă, că ne-am transformat în niște registratori medicali, ceea ce nu este normal. Suntem medici și suntem bine pregătiți. Problema care se pune este că în aceste cazuri, în această situație, nu se internează cazurile cronice. Nu. Nu se internează pentru controle. Dacă vor pacienții neapărat controle, atunci își asumă pe pielea dumnealor de a se duce la cabinete particulare sau clinici particulare care îi primesc. În momentul de față, ceea ce se internează situațiile de urgență care nu suferă amânare. Și aceste situații sunt stabilite de medicul de familie. Vă mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiune. O să vă mai deranjăm pe parcursul acesta. Dar vreau să vă spun un lucru, domnul Bălănescu. Ieri a fost 7 aprilie. Spunem la mulți ani tuturor celor și vreau să vă spun că nici unul dintre noi, nici unul dintre medici, cu excepția câtorva care lucrează în localități în care au fost edilii orașului sau anumite organizații din astea non-guvernamentale care s-au implicat, niciunul nu a primit nici o mănușă, nici măcar un telefon de speranță sau așa, deși s-au făcut apeluri. Deci practic nu ați primit mănuși, nu ați primit nimic, măști, nici măști, ca să nu mai vorbim de combinezoane eventual. Da? Mă rog, hai să spunem că combinezoanele n-ar fi absolut o urgență, da. Dar mănuși, măști, biocide, substanțe de dezinfecție pe care nu le mai găsim nici în magazine. Noi ne-am chinuit fiecare cum a putut, pe unde s-a putut milogi și am reușit să cumpărăm câte ceva, dar toate se termină. Nu uităm că la 20 de pacienți ne spălăm de 40 de ori pe mâini. Măcar atât. Da. Mă bucur că ați spus punctul pe I. Eu am văzut știri că la nivel național ar fi venit pentru medicii de familie măști și mănuși, numai că de la venit până la ajuns la cei care le folosesc, cred că este o cale
un pic mai lungă și Da, absolut. Absolut. Și ca e... avionul francezilor, ca avionul francezilor, îl fură americanii pe drum. Nu? Da, dar pe de altă parte este și o inconștiență din partea celor care nu se gândesc că trebuie să iei, să previi în primul rând, nu să tratezi în primul rând. Tratezi atunci când e cazul. Prevenția este, prevenția este mult mai importantă. Vă mulțumesc, vă doresc o zi bună, sănătate la fel și dumneavoastră. Și vă la dorim fel. La mulți ani de ziua sănătății. Vă mulțumesc, vă dorim și noi la mulți ani să trăiți, să fiți sănătoși și să nu aveți nevoie de, măcar în perioadele astea, de lucruri urgente. Să fiți sănătoși, să vă dea Dumnezeu. Mulțumim. Numai bine. Mulțumim tare mult. Sănătate. Sănătate la... Ați văzut cam cum se pune problema la nivelul Colegiului Medicilor, la nivelul medicilor de familie. Doamna doctor Covrighiu, cunoscută pentru părerile sale tranșante, pozițiile sale tranșante, spune foarte clar. Noi am cerut, am cumpărat cât am putut, de unde am putut, nu se mai găsește și poate ar fi bine ca și cei care se ocupă și ajută Spitalul Județean, Spitalul Județean în primul rând, să se gândească că chiar și acești medici de familie, mai ales în zonele în care există mini-focare, poate ar trebui ajutați. Iar cei de la DSP, cei care gestionează această criză, ar fi bine să fie un pic mai expliciți cu privire la proceduri. Oamenii la țară, de exemplu, foarte mulți, nu sunt informați. Nu sunt informați. Unii au o vârstă, nu citesc, nu se uită la televizor, ca să nu mai vorbim de internet. În altă ordine de idei, ar fi de discutat un alt lucru. În această perioadă, în loc să asistăm la o strângere a rândurilor, asistăm la tot felul de conflicte, mai mult sau mai puțin interesante și mediatizate, care sunt de natură politică. În ultima emisiune am spus, lăsați la o parte toate aceste certuri, mai importantă este sănătatea oamenilor, să se facă ceva concret, nu doar să apară vorbe. Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, nu știm în acest moment care este situația. Ce vine dinspre corpul medical, lumea apreciază măcar că acum pot discuta cu un medic la conducerea spitalului care știe proceduri și vorbește aceeași limbă cu ei. Dar nu am văzut încă o transparență la nivelul autorității. Adică să știm și noi cu toții ce ne așteaptă, sau, Doamne ferește, ce așteaptă pe cei care ajung acolo. Există medicamente, există echipamente, există ce nu există, ce trebuie ca să fie ajutați. Nu se comunică acest lucru, probabil se comunică pe alte canale, dar opinia publică așteaptă. Așteaptă ca lucrurile să fie cât mai clar explicate oamenilor. Acum, spitalele au trecut într-o coordonare a Ministerului Sănătății. Nu se spune acolo dacă coordonarea presupune și finanțare pentru partea de materiale și utilități. Eu cred că nu. Ea rămâne tot la autoritatea locală. Să nu asistăm la gesturi, ați luat spitalul, pe mine nu mă mai interesează. Sau ceilalți să spună, da, noi am luat numai organizarea, numim director sau alți conducători, dar tu te ocupi de partea de bani și de aprovizionare. Și aceste lucruri probabil ar trebui spuse, pentru că altfel avem senzația unui haos generalizat care din când în când mai este machiat, vopsit de comunicate mai mult sau mai puțin oficiale. Singurele comunicate din păcate care vin oficial sunt cele care anunță noile cazuri,
de coronavirus și noile decese. În Neamț, ieri, un caz puțin atipic față de ce 7 de ani, fără alte boli, a decedat după ce venise din Germania. Deci, oameni buni, pe finalul acestei emisiuni, reînnoiesc apelul de a păstra cât mai mult distanța socială, atât cât se poate. Asta nu înseamnă să se oprească și activitatea economică acolo unde ea poate să se desfășoare. Poate, aflând de la instituțiile publice din județul Neamț, Consiliul Județean, Prefectură, Primării, instituții publice de alt tip, cât din personalul lor lucrează. Și dacă nu lucrează tot personalul, cum se face salarizarea lor? Pentru că dacă este solidaritate, să fie solidaritate. Nu vorbim aici despre cei care sunt la serviciu și chiar își fac treaba. Vorbim despre cei care stau acasă. Și cine sunt cei care stau în primul rând acasă? Aia care au fost angajați pe pile, care oricum nu-și găseau locul în instituțiile respective. Și acum, ca să nu încurce pe acolo, au fost lăsați acasă. Pentru că nu e așa, stau bine acasă și pot să câștige un bănuț fără foarte multe riscuri. Tocmai am primit un mesaj, s-a ajuns la 203 decese. Mă uitam acum foarte rapid. Un caz din Suceava, unul din Mureș, Constanța, București, 2-3 din București. S-a ajuns la 203 decese în România. În fine, din mesajele pe care le-am primit, vreau să mai citesc câteva. Ne spune doamna Mihaela că voluntarii sunt foarte importanți, ar trebui să avem cât mai mulți voluntari. Armata la noi face lucruri care ar trebui să le facă voluntarii. Ne oprim astăzi aici cu emisiunea, mâine ne revedem la 8:30 dacă totul este în regulă și vă dorim încă o dată multă, multă sănătate. Poate mâine vom discuta și niște aspecte concrete privind atitudinea politicienilor vis-a-vis de criză. Vă mulțumesc, cele bune, sănătate la toată lumea!